Hristos a înviat! Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Mă bucur să ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Univers Creștin, cu atât mai mult cu cât, iată, avem astăzi un invitat de marcă. Este vorba de preacucernicul părinte profesor dr. Viorel Sava, titularul catedrei de liturgică de la Facultatea de Teologie din Iași. Preacucernice, părinte profesor, bine ați venit, Hristos a înviat. Adevărat a înviat și bine v-am găsit. Mă bucur să fim împreună, părinte Mircea, în această emisiune și în acest cadru care ne pune în relație cu o mulțime de privitori. Sigur, cred că pentru spectatorii, telespectatorii noștri, va fi astăzi un privilegiu să vă asculte și cu atât mai mult cu cât și tema pe care am ales-o, cred că este una de interes. Astăzi aș dori să vorbim despre Sfânta Liturghie ca izvor de binefaceri. Stimați telespectatori, preacucernicul părinte profesor Viorel Sava, deci este titularul catedrei de liturgică de la Facultatea de Teologie din Iași, ar trebui să ocupe un bun spațiu din emisiune pentru a vă prezenta numeroasele cărți, articole și studii pe care Sfinția sa le-a publicat. De aceea, doar, iată, părinte profesor, îngăduit să spun concentrat, multe cărți, articole și studii publicate de Sfinția voastră. De asemenea, preacucernicul părinte profesor a predat și chiar acum se pregătește peste câteva zile să plece din nou să predea în străinătate, de data aceasta la... La Universitatea de Teologie din Graz, la Austria. Foarte frumos și ne bucurăm foarte mult că, iată, Facultatea de Teologie din Iași este prezentă și acolo. Și știu că predați și la București. De 5 ani de zile predau și la Facultatea de Teologie Iustinian Patriarhul din București, având sigur onoarea de a lucra o perioadă îndelungată cu părintele profesor Nicolae Necula, magistrul nostru, mutat, din păcate, la cele veșnice prea devreme, în toamna anului trecut, iar acum continui cu mai tinerii colegi de la Facultatea din București această activitate de predare pe aceeași disciplină pe care o slujesc și aici, la Facultatea de Teologie din Iași. Pentru telespectatorii noștri, cred că ar fi bine să spuneți, de fapt, ce spațiu de cuprindere are teologia liturgică în cadrul Facultății de Teologie. Domeniul acesta este unul foarte vast, foarte generos, dar în același timp, aș spune eu, este un domeniu fascinant, pentru că el ne introduce în istoria îndelungată a instituirii și dezvoltării cultului divin, de la formele cele mai simple până la formele cele mai elaborate pe care le avem noi astăzi în biserică. Totodată, incluzând în demersul acesta academic și formarea studenților în vederea unei bune practici liturgice, unei bune executări, corecte executări a slujbelor liturgice, iar într-un alt segment foarte important... Acest este un limbaj foarte tehnic. Este unul foarte tehnic. Acolo unde sunt necesare explicații, vă rog să mi le cereți. Și o a treia componentă a acestei discipline este aceea explicativă, exegetică. Noi, va să zic, îi învățăm pe studenții noștri despre istoria cultului divin, despre felul în care el se săvârșește de către preot în biserică și apoi despre felul cum ei trebuie, preoții, trebuie să-l interpreteze față de credincioșii pe care îi au și avem în biserică. Deci este un domeniu foarte vast. Părintele profesor Ene Bran este, aș zice eu, cel mai mare teolog liturgist al bisericii noastre din secolul al XX-lea, care a pus bazele acestei discipline. La un moment dat spunea că relația dintre slujbele pe care le săvârșim noi astăzi, și este valabil și în cazul Sfintei Liturghii, relația dintre slujbele pe care le săvârșim astăzi și fondul apostolic atunci când ele au apărut, este precum relația dintre stejar și ghindă.
În ghindă există în esență stejarul, iar stejarul este forma foarte elaborată a seminței, a ghindei. Deci, în felul acesta îi obișnuiesc eu pe, și pe creștinii pe care îi păstoresc, dar și pe studenții pe care îi formez la cele două facultăți de teologie, să vadă această relație strânsă dintre slujba de astăzi și fondul apostolic, relație fără întrerupere. Numai că în fondul apostolic avem ghinda, iar în formele de astăzi noi avem stejarul acesta maestos, viguros, foarte bogat, foarte sănătos, umbros, răcoros în același timp. Plin de sevă. Plin de sevă, sigur, plin de viață. Părinte, ați vorbit de faptul că, iată, vorbiți și credincioșilor, stimați telespectatori, preacucernicul părinte, profesor, este și preot slujitor la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Iași. Este o biserică istorică, o biserică care ne amintește de domnitorul Vasile Lupu și de Miron Barnovski. De Miron Barnovski, sigur. Și v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre această biserică și aceasta pentru că în mod obișnuit, invitații noștri, în general preoți, atunci când sunt aici, sunt provocați să vorbească despre istoricul bisericii și iată, în felul acesta, telespectatorii află foarte multe și despre istoricul orașului nostru și despre înaintașii noștri. Despre Biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, din centrul Iașului, de la kilometrul 0, aș putea să vă vorbesc ceasuri în șir, pentru că slujesc acolo de o bună bucată de vreme, din, mai bine zis, din anul 2003, când am fost transferat de la biserica parohială Frumoasa, de la marginea Iașului, devenită mănăstire la acea dată. Am fost transferat la această biserică, având o temă foarte precisă, dată de preafericitul Părinte Patriarh Daniel, atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei, și anume tema era să salvez, ca să-i folosesc termenul dânsului, să salvez această biserică. Ce însemna această salvare? De ce era nevoie să fie salvată? Pentru faptul că vremurile au trecut peste bisericile vechi, au trecut secole de istorie, de intemperii, uneori chiar de neglijențe, de ce să nu recunoaștem? Și această biserică ajunsese într-o fază foarte avansată de degradare și atunci tema pe care mi-a încredințat-o mitropolitul Daniel, de atunci, al Moldovei și Bucovinei, a devenit un fel de leitmotiv al preocupărilor mele, alături de celelalte preocupări, și anume de a zidi și duhovnicește această biserică. Este una dintre cele mai vechi din salba de monumente spirituale din Iași. Este sora mai mare a mănăstirii Trei Ierarhi cu 7 ani, pentru că ea a fost începută de domnitorul Miron Barnovski și a fost finalizată de domnitorul Vasile Lupu, împreună, sau aș zice mai degrabă, la insistențele mitropolitului Sfânt Varlaam. În 1633, Miron Barnovski, primul ctitor care lăsase biserica la nivelul ferestrelor, este condamnat la moarte prin decapitare la Istanbul, este judecat, improvizându-se un proces, condamnat și executat în regim de urgență și a fost Constantin Brâncoveanu. Asemenea lui Constantin Brâncoveanu, cu aproape un secol înainte de Brâncoveanu, și a fost condamnat și executat prin decapitare, condamnat în decapitare. Mitropolitul Varlaam, care a sfințit biserica, a pus hramul acestei biserici, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ca să ne aducem aminte de încă un martir al neamului românesc, moldovenesc și românesc, Miron Barnovski, și dacă ne gândim la felul cum el a mărturisit credința și cum a optat între cele două propuneri care i s-au făcut, să se lepede de credință ca să-și păstreze viața, el a optat pentru credință, să-și păstreze credința, ceea ce înseamnă că a murit martiric. De aceea, cu mare speranță, așteptăm ca să vină vremea în care Miron Barnovski să fie trecut în rândul sfinților din Moldova și din România. Părinte profesor, aceste momente istorice atât de valoroase, iată, Miron Barnovski, martir, Constantin Brâncoveanu, martir,
Antimi Vireanu, sigur, puțin în alte condiții, dar asemănătoare, sunt de natură să ne facă să medităm la ceea ce înseamnă astăzi, iată, vedem, ar spune, astăzi. Modul de a privi cu foarte multă ușurință relația cu Dumnezeu. Fără îndoială că trebuie să ne gândim noi, preoții, întâi la acest lucru, pentru că noi păstorim credincioși care se raportează în moduri foarte diferite la Dumnezeu. Eu obișnuiesc să le spun și credincioșilor, să le spun și studenților care vor deveni păstori de suflete, să le spun că atunci când este vorba de o lucrare socială, spre exemplu, în interiorul unei parohii, în care putem avea oameni cu o stare materială foarte bună și oameni foarte săraci, putem să avem persoane care aparțin și altor confesiuni creștine decât bisericii ortodoxe și putem avea persoane care sunt mai reci față de credință, oricare ar fi ea aceea. Și obișnuiesc să le spun studenților și credincioșilor faptul că atunci când vorbim despre probleme sociale, filantropice, atunci trebuie să ne gândim în primul rând la necesitățile oamenilor pe care îi întâlnim, cărora trebuie să le ieșim în întâmpinare. Și aici nu este vorba nici de culoare confesională, nici de culoare etnică, nici de culoarea pielii în cele din urmă, ci este vorba de o necesitate stringentă într-un moment anume. Mai concret, dacă un copil este în suferință sau dacă este flămând, nu îl întrebăm întâi ce confesiune are și ce apartenență etnică are, care este cetățenia lui. Foamea nu este nici ortodoxă, nici românească, nici europeană, este pur și simplu foame și durerea la fel. Când este vorba de credință însă și de modul în care ne raportăm la credință, noi trebuie să ne afirmăm foarte clar identitatea. De aceea noi ne numim unii ortodoxi, alții se numesc romano-catolici, alții se numesc vechi protestanți, alții neoprotestanți și așa mai departe. De ce? Tocmai pentru că raportarea la Dumnezeu îmbracă nuanțe particulare. Aici lucrurile trebuie să ne fie foarte, foarte clare. În acest sens, spre exemplu, noi vorbim despre cultul ortodox, nu despre cultul divin catolic sau protestant. Vorbim despre liturgia ortodoxă, nu despre liturgia catolică. De ce? Pentru că pe lângă formula de credință, pe lângă credința pe care o mărturisim, rugăciunea îmbracă haine, să zicem, confesionale. Adică ea este expresia modului în care omul se raportează la Dumnezeu și a modului în care el crede. Și credința lui devine rugăciune care reflectă credința pe care el o proclamă, pe care o mărturisește. Deci, oamenii de astăzi se raportează în mod foarte diferit, în chipuri foarte diferite la Dumnezeu. Sunt oameni înstrăinați total de Dumnezeu, sunt, așa zis, zis și credincioși de statistici. Noi avem foarte mulți, avem foarte mulți, așa îi numesc eu, credincioși de statistici. Am îndrăznit uneori să spun că sunt credincioși care fură startul, precum unii sportivi care nu își doresc neapărat o competiție foarte onestă. Și aceștia ascultă colinde de Crăciun, îmbracă bradul sau vin și iau lumină de Sfânta Înviere, toată acțiunea aceasta spirituală durând uneori doar câteva momente. Însă avem și credincioși foarte activi și foarte, foarte ancorați și integrați în mod viu și dinamic în viața religioasă și în viața liturgică a parohiei noastre. Pentru că am pomenit de Părintele Profesor Iene Braniște, această mare personalitate a teologiei liturgice românești, care a acoperit activitatea la Facultatea de Teologie din București în plină perioadă comunistă și cu toate acestea a fost un teolog de talie europeană. Neavând posibilitatea să studieze în străinătate, vorbea
limba franceză la un înalt nivel. Francezii erau impresionați de acuratețea și de eleganța limbii franceze pe care o vorbea părintele profesor Ene Braniște. Cunoștea de asemenea limba engleză, greaca și latina, deci un om cu un orizont foarte larg. Părintele este de asemenea și un mare specialist pe segmentul acesta, Sfânta Liturghie. El s-a ocupat de o potrivă de istoria Sfintei Liturghii și de interpretarea Sfintei Liturghii. Liturghierul explicat. De explicarea Sfintei Liturghii, teza lui fiind despre interpretarea Sfintei Liturghii în viziunea unui mare teolog bizantin de la sfârșitul secolului al XIV-lea, și anume Sfântul Nicolae Cabasila. Părintele profesor Ene Braniște împărțea credincioșii parohiei în trei categorii, ținând cont de modul în care ei se raportează la relația cu Dumnezeu și în același timp de modul în care ei se raportează la cea mai importantă dintre slujbele noastre și cea mai frumoasă și cea mai solemnă, care este numită slujbă dumnezeiască, dumnezeiasca liturghie. Împărțea credincioșii în trei categorii și anume el spunea că avem credincioși aceștia de statistici, credincioșii de statistici, total indiferenți, care se declară credincioși, însemnând declarația lor doar apartenența, să zicem, statistică la o biserică. Deci nu aparțin altei biserici sau altei confesiuni, dar aparțin numai fizic bisericii noastre ortodoxe. Vorbea de asemenea de o categorie a așa numiților spectatori, care participă fizic la multe dintre slujbele noastre, la multe dintre evenimentele noastre religioase, fără o implicare sufletească, fără o participare activă, fără să realizeze că sunt în prezența lui Dumnezeu și că Dumnezeu este prezent în mijlocul lor și în mijlocul nostru. Când se înalță la ceruri, e un paradox aici. Și dumneavoastră îl știți foarte bine și ca dumneavoastră îl știm noi toți și îl știu și mulți dintre credincioșii noștri. Când se înalță la ceruri, Mântuitorul zice ucenicilor săi și prin ucenicii săi ne spune nouă: mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Deci pleacă și rămâne acest paradox care se explică numai prin înțelegerea Sfintei Liturghii. El rămâne în mod plenar în Sfânta Liturghie, așa cum a fost în mod plenar, la cina cea de taină, când a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu care pentru voi și pentru mulți, acești mulți fiind generațiile de după generații până la sfârșitul veacurilor, adică inclusiv noi cei de astăzi. Cuvinte care sunt de fapt instituirea Sfintei, Sfintei Liturghii și pe care le rostim la fiecare Sfântă Liturghie. Deci când este la fel de prezent, plenar prezent, ca la cina cea de taină, când a zis aceste cuvinte, plenar prezent în Sfânta Liturghie, când noi repetăm, reactualizăm aceste cuvinte. Ei bine, când zice că eu sunt cu voi, credinciosul care participă la Sfânta Liturghie trebuie să realizeze, să conștientizeze această prezență a lui Hristos cu noi și în mijlocul nostru. Aș zice eu chiar în interiorul nostru, nu doar o prezență exterioară, nu ne atingem, ci ne interpătrundem. Din păcate, avem și această grupă de credincioși care participă la Sfintele Slujbe, uneori chiar de la început și până la sfârșit, dar nu conștientizează sau conștientizează în mod insuficient sau nedeplin faptul că la slujbă se află și ne aflăm în prezența lui Dumnezeu. Și a treia categorie este aceea a credincioșilor activi, foarte implicați, care trăiesc în profunzime Sfânta Liturghie și prezența reală a lui Hristos în mijlocul nostru. Din fericire și dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta, eu ca preot am întâlnit foarte mulți credincioși care au această trăire, care fac parte din această grupă. Și cred ca mine, mulți dintre preoți au întâlnit asemenea credincioși. Dați-mi voie să vă spun, deși putem să spunem foarte multe în această emisiune despre Sfânta Liturghie, un credincios care participă la Sfânta Liturghie se diferențiază
enorm de mult de un credincios care trece pe la Sfânta Liturghie. Adică un credincios care merge la Sfânta Liturghie și un credincios care se plimbă duminica și trece pe la, pe la biserică și pe la Sfânta Liturghie. Deci aș putea să spun pentru telespectatorii noștri acest mod pe care dumneavoastră l-ați spus foarte plastic. Mă duc și eu la biserică, trec, pun o lumânare, fac o cruce și mă duc mai departe. Aceasta este plimbarea prin biserică. Este, este un lucru bun. Este un lucru bun, dar am spus, părinte profesor, foarte adeseori că acest lucru se aseamănă cu următoarea situație. Eu sunt aici pe trotuar și dincolo este cineva pe care eu îl salut și fac din mână așa. Dar el ar aștepta să mă duc să-l strâng de mână, pentru că este binefăcătorul meu, celălalt de dincolo, să-l strâng de mână, să-i mulțumesc și eu îi fac doar din mână. Cred că se aseamănă foarte mult. Intri în biserică, stai câteva minute, Hristos se răstignește pentru tine pe Sfânta Masă, ești apoi invitat, toți sunt invitați cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă și iată, nu vine nimeni. Ați scormonit în memoria mea și mi-ați adus aminte, cu aceste cuvinte pe care le-ați rostit, mi-ați adus aminte de ce obișnuia să spune Dumnezeu să-l ierte marele duhovnic al Făgărașilor, al Ardealului, Părintele Teofil Părăian. El obișnuia să spună că semnele minimale ale apartenenței noastre la biserică, la credința ortodoxă, sunt patru. Minimale. Vreau să reținem acest termen. Minimal. Minimale. Sunt patru. Și anume rugăciunea de fiecare zi, postul în zilele de peste săptămână și în perioadele de post, mă iertați, spovedania și, participarea la Sfânta Liturghie. Acestea sunt semne minimale, patru, în viziunea părintelui Teofil Părăian. Și întreba, sigur, în mod frecvent la spovedanie, dacă credincioșii și credincioasele care veneau să spovedească împlinesc aceste patru semne, patru lucrări. Și a descoperit la un moment dat că majoritatea răspund că participă, că merg la biserică. Și atunci s-a gândit să întrebe, dar când mergi la biserică, stai la slujbă? Și a descoperit că un număr însemnat dintre cei care veneau să se spovedească doar treceau pe la biserică. A trece pe la spital nu înseamnă că știi și cum stai cu analizele. Și a intra în universitate nu înseamnă că ești deja student și te aștepți să primești și o diplomă, chiar dacă asta se întâmplă uneori, să primească diplome și unii care trec foarte rar pe la universitate. Și am văzut asemenea situații și cred că sunt multe încă nescoase la lumină. Deci când te duci la biserică trebuie să stai la Sfânta Liturghie. Și când credincioșii spuneau, nu stau la Sfânta Liturghie, intru, aprind o lumânare și apoi plec. Și el zicea, da, foarte bine, lasă lumânarea să se roage pentru tine. Eu cred că nici 100 de lumânări aprinse, nici 1000 de lumânări aprinse, nu înlocuiesc prezența noastră reală la Sfânta, Liturghie. Deci, când ne plimbăm și în plimbarea noastră includem parcul, cafeneaua, să zicem, supermarketul și biserica, uneori doar locul în care se aprind lumânări, nu înseamnă că suntem credincioși în adevăratul sens al cuvântului. Credinciosul în adevăratul sens al cuvântului este acela care dorește să ajungă la liturghie, să ajungă înainte de începutul ei și să stea până la sfârșit și să rămână în starea de bucuria Sfintei Liturghii și după ce a trecut Sfânta Liturghie, după ce s-a încheiat Sfânta Liturghie. Părinte, l-am invitat aici pe Sfântul Ioan Kronstadt, pentru că el are cuvinte foarte frumoase despre modul cum simțea Sfânta Liturghie, cum o trăia, vedeți, simțire, trăire, nu plimbare. Și iată ce spune el despre Sfânta Liturghie. În Sfânta Liturghie
Dumnezeu a dăruit Bisericii Ortodoxe atât de mult că nici o minte omenească nu poate prețui mărimea acestor daruri. Darul celei de-a doua nașteri, al înfierii, al înnoirii, ce lucruri minunate și profunde fiecare ar trebui explicat aici, dreptul la viața veșnică, intrarea în cer, împreună viețuirea cu îngerii și cu toți sfinții și veșnica împăcare cu Tatăl cel Ceresc și părtășia la sfințenia și bunătatea Lui. Oare, mi se adresează el nouă, prețuiți voi, creștinii drept slăbitori, acest dar dumnezeesc? Oare vă străduiți să trăiți în chip vrednic de chemarea creștină, în curăție și sfințenie și într-o toată virtutea? Este un cuvânt foarte profund. În fricoșătorul sânge al lui Dumnezeu, adus ca jertfă la liturghie, mijlocește pentru voi în fiecare zi. Și ce minunată împărtășire este liturghia, împărtășirea cu Dumnezeu, cu capul bisericii, cu toți sfinții adormiți și vii. De câtă dragoste trebuie să fie înflăcărat săvârșitorul sfintei taine, arhiereul sau preotul, cât de dator este să fie desfăcut de toată împătimirea pământească. Și încheie el acest cuvânt. Doamne, fă-ne în stare, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, a săvârșit cu evlavie această sfântă taină. Precucernice, Părinte Profesor, cred că textul acesta este unul de mare profunzime și foarte... Cuprinzător. Și atunci când am ales această temă, Sfânta Liturghie, izvor de binefaceri, de daruri, m-am gândit că, iată, Sfânta Liturghie este taina tainelor, că este minunea minunilor, că este darul neprețuit al lui Dumnezeu. Aceasta să o faceți într-o amintire a mea. Părinte Profesor, v-aș ruga, pentru că trebuie să mergem și puțin pe înțelesul și ca să venim în întâmpinarea unor probleme pe care fiecare creștin le are. Spuneți-ne, vă rog, ce reprezintă pentru viața bisericii Sfânta Liturghie, a credinciosului? Ce înseamnă Sfânta Liturghie? Sfânta Liturghie, așa cum a spus Sfântul Ioan din Kronstadt, este imaginea împărăției lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu care se întinde până la noi și ne cuprinde. Când mergem la Sfânta Liturghie, noi de fapt intrăm în împărăția lui Dumnezeu într-o formă în care ea devine accesibilă nouă și pe înțelesul nostru, dacă vreți. Sfântul Dionisie Areopagitul a zis un cuvânt foarte, foarte important. A zis că liturghia din biserică este imaginea vizibilă sau văzută și accesibilă a liturghiei din ceruri pe care noi nu o vedem și care nu ne este accesibilă. Deci în biserică, cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a coborât la nivelul nostru, dacă vreți. Sfântul Ioan Kronstadt, da, scrie de altfel liturghia, cerul pe pământ. Cerul pe pământ este o carte foarte frumoasă, tradusă în limba română acum mulți ani în urmă, cred că vreo 10 ani în urmă, și a fost retipărită datorită faptului că ea spune lucruri minunate, asemănătoare celor pe care le-ați citat aici în timpul emisiunii. Deci Dumnezeu se face vizibil și accesibil nouă, se coboară la nivelul nostru de înțelegere, dacă vreți, prin intermediul Sfintei Liturghii. Când începe această slujbă minunată, această slujbă dumnezeiască, pentru că este o slujbă dumnezeiască, ea nu este făcută de oameni. Un teolog occidental a zis că liturghia este slujba, nu este slujbă de cabinet, nu este făcută în birou, scrisă de cineva, ci liturghia este slujba care pur și simplu crește. De la ghindă până la stejar este slujba care pur și simplu crește. O imagine foarte frumoasă. Ei bine, când începe această slujbă dumnezeiască,
pentru că este instituită, așezată, rânduită pentru noi de Dumnezeu însuși, noi rostim o formulă de binecuvântare de început. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Niciun cuvânt nu este deprisos în această... Fiecare cuvânt este esențial în această formulă. Și anume, noi binecuvântăm o împărăție, dar care este și acum. Acest acum este esențial pentru că ne arată că este o împărăție reală, aici și acum, în interiorul liturghiei la care participăm. Dar este și o realitate spre care ne îndreptăm, pentru că noi veșnic vom lăuda pe Dumnezeu, ne vom bucura în jurul, ca într-o liturghie, în jurul tronului slavei sale, așa cum se bucură acum drepții și sfinții care au ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Într-un text din Evanghelie citim următorul lucru. Mântuitorul zice, împărăția lui Dumnezeu este în voi. Noi avem impresia că este o realitate viitoare doar. Ea nu este doar o realitate viitoare, ci este și o realitate prezentă. Atât de prezentă încât este interiorizată nouă. Când Sfântul Ioan Gură de Aur a spus că familia este biserica de acasă, el a spus că omul trebuie să trăiască frumos și acasă, cum trăiește în biserică și mai ales cum trăiește în Sfânta Liturghie. Pentru că slujba care conferă, care subliniază calitatea de biserică a bisericii, este Sfânta Liturghie. Deci omul prelungește în viața lui starea de liturghie și când prelungește în viața de familie starea de liturghie, familia arată ca o biserică, o biserică în miniatură. Deci împărăția lui Dumnezeu este în noi, împărăția pe care o experimentăm la Sfânta Liturghie și pe care o binecuvântăm la începutul Sfintei Liturghii, este o realitate care pătrunde în lăuntrul nostru și care merge cu noi. Sigur că putem spune că și iadul este în interiorul nostru, nu doar împărăția lui Dumnezeu, nu? Sau putem spune că familia este biserica de acasă, cum a zis Sfântul Ioan Gură de Aur, sau putem spune că este iadul de acasă. Și din păcate noi avem familii care experimentează nu biserica, ci experimentează iadul și persoane. Din nefericire. Aveți dreptate. Se întâmplă lucrul acesta. Din nefericire aveți dreptate și sigur că atunci când iată ne gândim la așa ceva, cred că ar trebui să, pe înțelesul telespectatorilor, această împărăție care este în fiecare din noi, dar și, dacă vreți, și răul care este în fiecare din noi, sigur că ele sunt în fața noastră ca o paletă din care noi putem să alegem. Fără discuție. Și fiecare alege în măsura în care vrea, pentru că este foarte importantă această voință liberă. De aceea Mântuitorul a și spus, cine vrea să vină după mine, acela să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Aș dori să mai adaug, să continui să vă răspund de fapt la întrebarea ce este liturghia pentru credincios. Am zis că este împărăția lui Dumnezeu pe care o experimentăm de pe acum. Participând la Sfânta Liturghie, noi ne antrenăm pentru veșnicie. Odată am fost întrebat de un student într-o facultate neortodoxă. M-a întrebat studentul respectiv, părinte, nu vi se pare că slujba este prea lungă? Și eu i-am răspuns, sigur, cu multe detalii, făcând trimitere la timpul pe care îl consumăm, urmărind o telenovelă. Am văzut telenovele cu peste 5.000 de episoade, care înseamnă peste 5.000 de ore. Și n-am auzit pe cineva, știu persoane care au urmărit majoritatea acestor episoade, n-am auzit că să se plângă cineva că este prea lungă această telenovelă. Sau un meci de fotbal care durează cu prelungiri, cu pauză, mai mult decât durează o liturghie. Și atunci am spus, în situația aceasta, când noi participăm la activități uneori nefolositoare sau mai puțin folositoare, a căror durată este mult mai lungă decât durata Sfintei Liturghii, mi se pare că nu liturghia este lungă, ci răbdarea este scurtă. Deci eu mă gândesc că atunci când ne raportăm noi la lungimea slujbelor,
și la relația noastră cu Dumnezeu, invocând faptul că nu avem timp sau că este prea lungă slujba, mie mi se pare că suntem risipitori de timp și că avem puțină răbdare și că răbdarea trebuie restaurată, așa cum trebuie să îmbunătățim gestionarea timpului nostru. Pe de altă parte, am spus studentului și studenților, erau vreo peste 200 de studenți, aparținând unei facultăți de teologie neortodoxe, repet, le-am spus atunci și spun aceasta și pentru credincioșii care urmăresc emisiunea noastră, și anume că noi ne antrenăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Când se împărtășește credinciosul cu trupul și sângele lui Hristos, el se deprinde cu gustul veșniciei. Și vedeți, în tradiția ortodoxă, noi împărtășim pe copil din frage de copilărie, de la câteva zile uneori, după ce l-am botezat, așa ajutându-l să învețe, să se deprindă deopotrivă cu gustul laptelui matern, apoi cu alte gusturi ale hranei trupești, dar să se deprindă și cu gustul hranei sfinte și nemuritoare, cu trupul și sângele lui Hristos. Și această deprindere este un fel de antrenament, am zis eu, pentru ceea ce va fi deplin la masa, la ospățul stăpânului în împărăția lui Dumnezeu. Când, înainte să se împărtășească credincioșii, preotul rostește o rugăciune la punerea unor părticele de pe Sfântul Disc în Sfântul Potir. Această rugăciune sună în felul următor. O, Paștele cele mari și preaslăvite Hristoase, o, înțelepciunea și cuvântul și puterea lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne împărtășim de plin în ziua cea fără de sfârșit a împărăției tale. Este o rugăciune noaptea de Paște, o cântare din noaptea de Paște, de plin, zice, ceea ce înseamnă că ne împărtășim nedeplin acum. Dar ne antrenăm pentru împărtășirea deplină. Cine nu poate să reziste, o oră și jumătate la liturghia de acum, oarecum va suporta liturghia veșnică a împărăției lui Dumnezeu? Părinte profesor, aș vrea să subliniați ce înseamnă ca spațiu de cuprindere Sfânta Liturghie. Noi avem în Sfânta Liturghie rugăciuni pentru pacea de sus, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, pentru sănătate, pentru mântuire. Deci este cuprins tot universul și toată, aș spune, problematica vieții. Din acest punct de vedere, credinciosul se poate declara el mulțumit? Ce i-ar mai trebui din Sfânta Liturghie sau ce ar mai putea să ceară Sfânta Liturghie sau mai ales ce n-a descoperit el în Sfânta Liturghie? Credinciosul trebuie să mulțumească permanent pentru ce a primit și noi preoții trebuie să mulțumim permanent pentru ce a primit, fiind nemulțumiți pentru cât am făcut. Deci mulțumitor pentru ceea ce primim la Sfânta Liturghie și primim foarte multe daruri și foarte multă bucurie, fiind în același timp nemulțumitor pentru cât am făcut, că ar fi trebuit să facem mai mult, să împlinim mai mult. Eu propun să ne raportăm la liturghie cu două stări. Mai avem, trăind da, o dublă, 10 minute. 10 minute. 7. Da. Propun să ne raportăm având o stare îndoită sau o dublă stare mai degrabă. O stare de mulțumire pentru ceea ce primim. Stare euharistică, îi zicem noi. Stare de mulțumire pentru ceea ce am primit. Omul trebuie să mulțumească permanent lui Dumnezeu. De aceea Sfânta Liturghie se mai numește și Sfânta Euharistie, care în traducere înseamnă Sfânta Mulțumire. Mulțumire. Slujba Sfântă de Mulțumire. Arătând că noi trebuie să avem recunoștință și mulțumire, dar în același timp trebuie să avem o stare de pocăință, că nu suntem vrednici și că trebuie să ne facem vrednici pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a primi darurile Sfintei Liturghii. În Sfânta Liturghie avem o cântare foarte frumoasă care zice așa: noi care pe heruvim cu taină închipuim, ceea ce înseamnă că deși purtăm frământătură de lut care se întoarce în pământ, din țărână este și în țărână luată și în țărână se întoarce, ținta pe care trebuie să o atingem,
dar până să o atingem de plin, o experimentăm din când în când, este viețuirea îngerească. Noi avem sfinți a căror reprezentare în icoană este înaripată. De ce? Pentru că au atins, pentru că s-au așezat în această stare de viețuire îngerească. Noi o atingem, o avem în copilărie. Ne uităm la un copil uneori și zicem, uite, un îngeraș, el este un copil. De ce? Pentru că starea lui se aseamănă stării îngerești. Stare pe care o poate pierde, dar pe care o poate dobândi în chip de plin. De aceea avem sfinți înaripați, reprezentanții în icoană înaripați și pe care îi numesc rugăciunile și cântările îngeri pământești și oameni cerești. Starea aceasta se poate dobândi în două feluri, după cuvântul Sfântului Simeon al Tesalonicului. El zice că omul se aseamănă cel mai mult cu îngerii prin două osteneli, prin multă rugăciune și prin multă postire. Pentru că îngerii niciodată n-au trebuință de hrană și niciodată nu încetează rugăciunea. Deci pe măsură ce omul împuținează rugăciunea, se depărtează de această țintă. Pe măsură ce înmulțește, iarăși se apropie. Și pe măsură ce... Părinte profesor, care este, vedeți, pentru că acum trebuie să fim foarte pragmatici. Ce nevoie am de rugăciune? De ce îmi trebuie rugăciune? Că pot să nu mă rog și să plec la... Rugăciunea problemele este definită, zilei fără... este definită hrana sufletului. Deci, așa cum trupul are nevoie de feliuța de pâniță și sufletul are nevoie de feliuța lui de pâine, care este rugăciunea. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel... Știți, sigur că acum trebuie să vă spun, știți, eu trebuie să fiu de cealaltă parte ca să vă provoc. Păi, pot să trăiesc foarte bine și fără rugăciune. Vă răspund, vreau să adaug cuvântul Preafericitului, care a dat o altă definiție rugăciunii. Unii au zis că este hrana sufletului, dânsul a zis că este respirația sufletului. Așa cum trupul fără respirație intră în stop cardiorespirator, așa sufletul, chiar dacă omul nu se sizează. Noi avem oameni vii trupește, dar mor sufletește. Însă, la întrebarea noastră, la suplimentul de întrebare, la acest amendament, adaos la întrebarea noastră, la prima întrebare, vă răspund cu un răspuns pe care îl dau credincioșilor. Eu văd un credincios care se îngrijește numai de trup și nu și de suflet, îl văd foarte asemănător unui tată sau unei mame care au doi copii. Pe unul îl giftuiesc, îl răsfață, îl încălzesc, îl îmbracă, îl bucură, îl iubesc și așa mai departe și pe celălalt alături îl lasă să sufere, să fie mereu flămând, mereu neîngrijit, mereu fără iubire și așa mai departe. Sufletul este adesea copilul în suferință din familia aceasta pe care o constituie persoana umană, care e constituită din doi copii, din suflet și din trup. Sufletul este adesea copilul în suferință. De ce trebuie să ne rugăm? Pentru că avem nevoie. Eu am scris un studiu, participarea la Sfânta Liturghie, necesitate personală. Omul are nevoie. Și apoi am zis că este o manifestare a credinței noastre în comuniune. Dacă noi privim rugăciunea și liturghia ca pe o hrană, înțelegem următorul lucru foarte bine, și anume, ce se întâmplă cu un om bolnav fizic? Începe să mănânce mai puțin, nu-i așa? Când mănâncă din ce în ce mai puțin, înseamnă că boala se agravează din ce în ce mai mult, nu-i așa? Și bea din ce în ce mai puțin apă. Când omul nu se roagă, înseamnă că el este bolnav sufletește. Și când se roagă și mai puțin, și mai puțin, înseamnă că este și mai bolnav, și mai bolnav sufletește. Păi cu cernice, Părinte, vreau să vă spun că am dorit să vă pun foarte multe întrebări, însă, Sfinția voastră, ați răspuns fără ca să vi le pun. Și acest lucru mă bucură foarte mult, pentru că telespectatorii au avut mult de învățat din prezența Sfinției voastre astăzi aici. Aș vrea ca să încheiem cu un răspuns foarte scurt. Liturghia, ați spus că este o înălțare și, iată, la un moment dat, în cântarea Heruvicului se spune: noi care pe Heruvim cu taină închipuim, ne pregătim să primim pe Împăratul. Și iată, suntem chemați să avem inimile sus. Ce înseamnă această înălțare? Vă răspund cu un cuvânt al unui Sfânt Părinte. A zis că omul care vrea să se mântuiască trebuie să fie mereu cu inima în cer și cu mintea în iad.
ca să se teamă de iad și ca să-și iubească cerul, ca să-și dorească cerul. Coboară mintea ta la iad, dar nu deznădăjdii. Precucernice Părinte Profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Stimați telespectatori, am vorbit, iată, despre Sfânta Liturghie ca un dar al lui Dumnezeu, ca fiind minunea minunilor care se petrece zilnic și până la sfârșitul veacului va fi această Sfântă Liturghie, când Hristos pe Sfântul Altar mereu se răstignește, mereu are loc marea prefacere a darurilor noastre pe care le ducem, de pâine și vin, prescura și lumânarea și vinul pe care le aducem la Sfânta Liturghie și care se prefac în mod minunat, în chip minunat, prin lucrarea darului Duhului Sfânt în însuși trupul și sângele Domnului și apoi ni se oferă nouă. Este perpetu lucrul acesta până la sfârșitul veacurilor și cât va fi acest lucru și noi vom trăi și vom trăi în pace, cu atât mai mult cu cât îl vom avea pe Hristos mai viu în noi. Preacucernice Părinte Profesor, vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru participarea la emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă salutăm cu creștinescul Hristos a înviat. Hristos a înviat, adevărat a înviat.